Hei, bună seara, oameni buni, ce faceți? Eu cred că, de fapt, cred, sunt sigur că noi ca bărbați suntem leneși. Crede toată lumea că e așa? Hai să vă de bărbații doar. Bărbații care cred că noi ca bărbați suntem leneși. Ați văzut cât de mult le-a luat? Că au fost pe sistemă. Au lupă bune, acum a trebuit să aplaudă. Claudiu Popa. Mi-am dat seama că suntem leneși pentru că am fost martor la o discuție între un prieten de-al meu și iubita lui și ea la un moment dat a observat că el a făcut mătreață și i-a spus, știi, mă iubire, tu ai făcut mătreață, ce s-a întâmplat? Și l-a zis, păi nu știu, o fi de la șampon. Și a spus, păi cu ce șampon te speli? Că, păi nu știu, e albastru, ăla dâncadă, dau pe cap, face spumă. Păi nu, mă iubire, că ăla albastru e șamponul meu, că e pentru volum, pentru alte chestii, că ție ți-am luat șampon antimătreață. Păi și unde e? În dulap. Doamnelor, domnișoarelor, noi nu știm că avem dulap în baie, ca să înțelegeți. Noi când ne ducem să ne spălăm, ne băgăm acolo în cadă și dacă nu e șampon în zona asta aici așa, noi ne spălăm cu gel de duș. Face spumă. Dacă nu e nici gel de duș în zona asta, dai cu apă și pleci. Aia ai încercat, știi? Tu ți-ai dat sedința până la urmă. Păi sunt eu obsedat de curățenie, dar eu știu că am un dulap în baie, adică... Și cumva cum se mai întâmplă pe la noi în București să nu fie nici apă, te dezbraci, te bagi în cadă și te aerisești un pic, știi? Cumva puți mai puțin, știi? Cumva parcă ai rezolvat un pic problema. Noi ca bărbați suntem leneși, dar mi-am dat seama că femeile sunt nebune. Bine, știam că femeile sunt nebune, toată lumea știe chestia asta, dar mi-am dat seama de ce. Pentru că voi femeile vă luați pantofii care vă strâng. De ce faceți asta? Serios, eu cred că de asta se șuf*** când în când. Sunt pe picioarele să mergi toată ziua în aia de te strâng, normal, când ajungi acasă vezi nervii pe primul prost pe care îl vezi, prostul care e pe canapea, probabil. Serios, mergeți toată ziua în pantofii aia, fira la dracu, când ajungeți acasă, du gunoiul! Du gunoiul! Asta crede el că merge. Da, are experiență. Și? Vă înțeleg, e de la pantofi. Serios, tu ca bărbat poți să te întâlnești cu următoarea situație, care e ipotetică, să zicem. Te duci în mall cu prietena ta, mergi pe acolo, vă plimbați și la un moment dat ea intră într-un magazin cu pantofi și e, Doamne iubire, ăștia sunt super, nu-mi vine să crezi, sunt pe roșu, știi, se potrivesc cu rochița aia mea roșie. Știi rochița aia mea roșie? Știi, da, cum dracu să nu știu, are 1000 de rochițe, trebuie să fie una roșie dintre ele, știi? Și e, nu, trebuie să-i probez neapărat. Și în timp ce îi bagă în picior, zice, mă, cam strâng un pic. Și tu, ca orice om logic, ești, păi, mă iubire, dacă te strâng un pic, hai să-ți cer un număr mai mare, să-ți zici, nu, că știa 37 și eu 37 port de când mă știu, eu 37 port din liceu. Dar ce zic eu din liceu? Eu 37, nu, eu m-am născut cu 37, asta s-a întâmplat. Și zici, ok, păi dacă sunt 37 și nu-ți vin, hai, dracu, să mergem în altă parte, să-ți iei din altă parte, ia între timp, e la casă, îi plătește. Și e și mai și înjură, e și vulgar. Păi de ce? Dar el nu are nevoie de asta, că l-am văzut la sala palatului. A fost bun. Pandemia, ruginit, nu știu. Și la un moment dat, în viața oricărui bărbat, vine un moment în care zici, bă, hai mă să fac ceva drăguț pentru ea, că n-am mai făcut sex. Că noi de asta facem, doamnelor, domnișoarelor, de asta facem chestii drăguțe, pentru că vrem să facem sex cu voi. Cred că Teo sexuiește atât de mult, încât când aude, îl ia cu vomă. Numai când aude așa și făceam sex. Noi n-am pune mâna pe flori dacă nu ne-am gândit că dacă vă dăm o floare, la un moment dat o să facem sex, serios. Și chestia e că te duci la ea și spui, iubire, hai să mergem undeva în oraș, să luăm cina împreună, după care venim acasă, ne plimbăm așa ușor prin parc și pe aia când ajungem acasă, cine știe ce se întâmplă. Și ea zice, ok, și vă duceți, vă îmbrăcați, vă aranjați, după care vă duceți în hol, vă încălțați și ia așa pantofii aia pe care și-a luat din mall și în timp ce îi încalță mai zici odată, mă, cam strâng un pic. Rău nu e, are floare, experiența nu știe. Știi, păi lasă-i dracu acasă, ia-ți niște Adidas și că ne ducem să ne și plimbăm, fii și tu comodă, nu că dacă schimb pantofii trebuie să schimb și rochița, că mi-am luat rochița, că nu se mai potrivește, nu m-am mai frecat atâta la cap, că aparent e ok să te frece pantofii, dar nu bărbatul. Și zici, ok, hai să mergem. Și vă duceți, luați cina împreună, e totul drăguț, după care vă duceți, vă plimbați prin parc, 3 minute. Că după 3 minute realizezi că lasă o dâră de sânge în spatele ei, de zici că e varianta horror de la Hansel și Gretel, să-mi bag picioarele. Și, na, ajunge acasă, realizezi că s-a dus dracu toată seara. Da, foarte bine! Și ideea e că ajunge acasă, realizezi că s-a dus dracu toată seara, îi dai pantoful ăla jos în picioare, realizezi că nu mai are călcâi, bă, nu mai are călcâi, să-mi bag picioarele. N-am văzut așa ceva în viața mea, gamba s-a terminat la deget, eu nu știu ce dracu s-a întâmplat acolo. Și, na, te uiți așa cu ochii aia de jos, așa la ea și te gândești, bă,
Eu cred că mai facem sex. Că ești prost ca bărbat. Și zici, bă, dar domnul Cata mânca, știi ce zic? Adică Florian dat. Eu cred că gata, cred că suntem... Și tu ești cu fața aia de... A? Și în momentul ăla se uită la tine, se uită în bucătărie. Tu n-ai dus gunoi? E de retardat. Eu cred că poartă 37, sunt la picioarele. Eu cred că e un 42 cu degetele așa. Yeah. Okay.